Într-un regat îndepărtat, la poalele munților Zăpezilion, trăia un împărat bătrân și înțelept pe nume Regelion de Hârtie. Regelion avea trei fii pe care iubea nespus, Motocel, Prâslea cel Subțirel și Ionel Inerțial. Pe cât de înțelept era Regelion, pe atât de neastămpărați și dornici de aventură erau fiii săi. Într-o zi, Regelion îi chemă pe cei trei fii ai săi și le spuse... Dragii mei, e timpul să vă dovediți curajul și înțelepciunea. În regatul nostru s-au înmulțit trolii Wi-Fi, care fură semnalul și lasă tot poporul fără conexiune la internet. Vreau să văd cine dintre voi va reuși să aducă pacea în regat și să-i alunge pe troli. Motocel, cel mai mare dintre frați, luă primul cuvânt. Tată, eu voi merge și voi înfrunta trolii Wi-Fi. Voi aduce liniște în regat. Prâs la cel subțirel și Ionel inerțial se uită sceptici dar e urară succes. Motocel plecă la drum, înarmat cu un smartphone de ultimă generație și o baterie externă de mare capacitate. După ce merse o zi și o noapte, ajunse la peștera trolilor Wi-Fi. În fața peșterii stătea un troll mare și fioros pe nume Routeras cel nespălat. Cine ești tu, muritorule, și ce cauți aici?" întrebă trolul. Sunt Motocel, fiul regelion de hârtie, și am venit să-ți cer să părăsești regatul nostru." strigă Motocel cu curaj. Roteras, cel nespălat, izbucni în râs. Ha! Ha! Nu plec nicăieri. În plus, dacă vrei să mă înfrunți, va trebui să mă învingi la un joc de Fortnite. Motocel acceptă provocarea, dar, din păcate, trollul era un gamer profesionist, iar Motocel pierdu cu rușine. Cu capul plecat, se întoarse la palat, unde frații să-i de el. Lasă, frate! Voi încerca eu acum, spuse la cel subțirel, cel mijlociu dintre frați. El se pregăti de drum, dar în loc de arme își luă cu el o tabletă și o pereche de căști vii veră. Ajunse și el la peștera trollilor, unde îl întâmpină routeras cel nespălat. Încă un muritor. Ce vrei tu? întrebă trolul, pregătit să râdă din nou. Sunt prâs la cel subțirel și am venit să te provoc la un duel în realitatea virtuală, spuse acesta calm. Roteras cel nespălat acceptă, dar după câteva runde, trolul dovedi că era la fel de priceput și în verer. Râs la cel subțire îl pierdut și el, întorcându-se rușinat acasă. Ionel inerțial și cel mai mic și mai leneș dintre frați hotărât să încerce și el. Cu toate că era cunoscut pentru lenea sa, Ionel avea un secret, era un hacker iscusit. El își luă laptopul și un cablu de rețea special. Ajuns la peștera trolilor, routerul cel nespălat se plictisise deja de atâția muritori și spuse Altul, ce mai vrei tu?" Sunt Ionel inerțial și nu vreau să te provoc la nimic fizic. Doar vreau să discutăm, spuse el zâmbind. Ruteras cel nespălat acceptă discuția, nefiind pregătit pentru ce urma. În timp ce trolul vorbea, Ionel se conectă la rețeaua trolilor și început să hackuiască sistemele lor. În câteva minute, Ionel reuși să deconecteze toți trolii de la internet, lăsându-i fără putere. Ce ai făcut, muritorule?" strigă răuteraz disperat. Am rezolvat problema," răspunse Ionel cu un zâmbet larg. Acum plecați din regatul nostru și nu vă mai întoarceți." Ruteras cel nespălat, împreună cu ceilalți troli părăsiră regatul, iar poporul își recăpătă internetul. Ionel se întoarse la palat ca un erou, iar uh, regelion de hârtie lăudă și oferi titlul de cavalerul Broadband-ului. Împărăția reveni la normal, iar Ionel inerțial deveni cunoscut drept cel mai leneș, dar și cel mai steț dintre fiii regelionului frații săi, Motocel și Prâslea cel subțirel, învățară să nu subestimeze niciodată puterea minții, iar de atunci toți cei din regat trăiră fericiți, conectați și fără griji. La sfârșit de poveste, dragii mei cititori, dacă v-a plăcut această parodie și vreți să aflați mai multe despre aventurile fiilor regelionului, nu uitați să dați like, share și subscribe. Altfel, s-ar putea ca router cel nespălat să vă lase fără internet fix când vă e lumea mai dragă.